Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la punctul pe azi. În acest an, Republica Moldova marchează 29 de ani din momentul în care și-a anunțat oficial că se rupe de Uniunea Sovietică. De atunci am trăit o perioadă cu bune și cu rele. Au fost perioade și mai turbulente și mai puțin turbulente, doar că în aceste aproape 3 decenii am tot oscilat între est și vest, ne-am lăsat mințiți, luați cu bombonica. Și am ajuns astăzi în situația în care orizontul ni se tot îngustează. De unde am pornit, unde am ajuns și încotro mergem, discutăm în această seară împreună cu Ala Mândăcanu, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, stabilit astăzi departe de casă, tocmai în Canada. Bună seara! Bună seara! Doamna Mândăcanu, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați acceptat această discuție la punctul pe azi și, înainte de toate, aș vrea să facem o incursiune în trecutul nostru nu prea îndepărtat și aici mă refer la acea perioadă anilor 90, una pe care o consideră unii romantică atunci când au fost obținute victorii foarte importante pe acest teritoriu dintre Prut și Nistru, victorii obținute de societatea din această republică. Mă refer la limbă și alfabet, suveranitate, limbă, tricolor, ulterior independența față de Moscova. Vreau să vă întreb pentru început, care au fost totuși năzuințele, idealurile acelor vremuri atunci când societatea într-adevăr era consolidată, unită în jurul unei idei, avea un scop clar pe care voia să-l urmeze. Ce s-a ales astăzi din toate astea, din acele idealuri și năzuințe? Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și vreau să menționez din capul locului că tot ce o să spun astăzi este opinia mea personală. Nu mi-asum răspunderea să vorbesc în numele altora. Este ceea ce vreau să vă spun astăzi este rezultatul experienței mele pe care o am așa cum o am și pe care vreau să o împărtășesc și cu dumneavoastră. Mai întâi de toate vreau să vă zic că Republica Moldova nu a fost niciodată stat. Ea a existat ca o provincie, fie a Rusiei, fie a României, fie a Imperiului Otoman. Și această independență, ea nu a fost rezultatul luptei pentru independență, cum s-a întâmplat la alte popoare, care erau întregi. Noi am fost o bucată ruptă din trupul României și la un moment dat, am fost declarați stat și eu vreau să vă spun că acești ani din 88 pentru mine au fost anii cei mai fericiți din viață, pentru familia noastră, am chiar discutat cu soțul de multe ori când ne se părea că totul e posibil și totul este adevărat și avem un viitor luminos pe care îl vom construi împreună. Foarte multe lucruri pe care le simțeam atunci și le spuneam atunci până la urmă s-au dovedit că fac parte dintr-un plan mai mare al Uniunii Sovietice care s-a destrămat, dar iată că nu a plecat din Republica Moldova pentru niciun moment, mă refer la Rusia în primul rând, ci era atunci, era în societatea, ca să zicem așa, în rândul intelectualității, o euforie generală, o dispoziție, o dorință de schimbare. În sfârșit am ajuns să putem spune ce simțim și să ne identificăm, dacă o luăm de la articolul tatălui socru Valentin Mândăcanu, veșmântul ființei noastre, când am început abia să conștientizăm cine suntem, de unde venim și care este de fapt rolul nostru în societatea modernă. Din păcate, aceste libertăți ne-au fost tăiate foarte repede, pentru că eu cred că ideea generală era ca aceste republici unionale să se denumească state, ca pe urmă să revină din nou și iată, după ultimele declarații ale președintelui rus, noi vedem că el și-a pus la modul serios în gând să ne adune înapoi, să ne bage iarăși în Uniunea Sovietică, într-o Uniune Sovietică, de data asta incorporat, cum zice el despre țările baltice, incorporate în Rusia.
De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce noi nu am putut să obținem adevărata libertate și suveranitate și independență precum au făcut-o balticii? Sau precum încearcă să o facă și astăzi georgienii și ucrainienii, de care noi rămânem în urmă? Este pentru că această parte de pământ românesc a stat prea mult timp sau foarte mult timp sub ocupație rusească și mentalitatea, fără să se dorească, s-a schimbat. Știu că Nicolae Gumilov este un etnograf, etnolog reputat rus, care a zis că dacă o populație trăiește mai mult de 100 de ani în afara arealului firesc, ea de fapt devine o altă populație. Și aici această mentalitate a noastră, unii își zic români, își zic români, alții își zic moldoveni, este de fapt un rezultat al politicii de deznaționalizare promovate de sute ani de Imperiul Rus și continuate acum chiar în condițiile Republicii Moldova. Aici vreau să vă spun că la prima etapă de eliberare națională, care încă nu s-a terminat nici pe departe, a participat clasa intelectuală. Atunci au venit scriitorii, cum ziceați dumneavoastră, au venit oameni cu carte, au venit să ne spună adevăruri, cum a fost și tatăl socru Valentin Mândăcanu, cum au fost și Nicolae Dabija și Ion Hadârcă și cei cu care am stat în pichet în fața Comitetului Central. Și până la urmă, când mentalitatea aceasta sovietică a început să-și revină câte un pic din șocul eliberărilor, lucrurile au început să revină câte un pic la normalul dorit de Rusia, propaganda rusească fiind extrem de eficientă în Republica Moldova. Eu când vin la Chișinău, stau la mama Iulia, care îi transmit salutări, dacă mă vede, la canalele de cablu la care este abonată, din 52 de canale, 36 sunt rusești. Cum doriți să apară o mentalitate cu adevărat națională, să fie o societate nouă, cu o nouă misiune, când lucrurile sunt reglate să fie cu totul altfel? Noi, din păcate, încă nu am făcut alegerea civilizațională. Asta e problema. Noi nu putem să spunem astăzi în Republica Moldova, în mare, nici ce limbă vorbim, cum o numim, română sau moldovenească, nici unde mergem, nici cine suntem noi. Deci noi suntem exact acolo unde am fost cu 30 de ani în urmă, pentru că dorința de a merge spre civilizația europeană, spre latinitate, spre România, care îi aparținem istoric și spiritual, nu este admisă. Noi suntem în continuare ținuți în această, cum să vă zic eu, într-o bulă așa de aer, într-o bulă de manipulare generalizată de dimineață până seară și nu suntem lăsați să ne dezvoltăm liber și să vedem opiniile corecte. Din păcate, trebuie să spunem astăzi că euforia de atunci și dorința de libertate s-au transformat acum într-o existență apatică, atomizată, anemică, în care fiecare își caută de treaba lui, nu mai crede în nimeni și în nimic și se lasă condusă de ceea ce vede la televizor de dimineață până seara, fără să-și pună probleme existențiale foarte mari. Din păcate, acest lucru se întâmplă. Da, vă spuneam și la începutul acestei emisiuni că orizontul ni se tot îngustează, din păcate, ne tot cuprinde amurgul în acest spațiu dintre Prut și Nistru. Prin urmare, aș vrea să vă întreb, încotro se îndreaptă acest petic de pământ? Cine poartă responsabilitatea cea mai mare, evident? Și care e, nu știu, responsabilitatea și a clasei politice? Ce fel de clasă politică s-a perindat la guvernare în toți acești aproape 30 de ani și ce avem astăzi, inclusiv în Parlamentul de la Chișinău?
Da, este o întrebare extrem de serioasă. Eu vreau să vă zic că aici apar cele trei întrebări existențiale. Ce se întâmplă, cine e de vină și ce e de făcut. Dacă întrebăm ce se întâmplă, eu cred că Republica Moldova mai este încă spațiul unor bătălii geopolitice extraordinare. Chiar dacă unii lideri, așa zis, europeni, au pus batista pe țambal și încă nu au scos-o și asta e marea lor problemă, ei din cauza asta își pierd electoratul pro-european, pentru că oricum factorul geopolitic este determinant în situația creată astăzi și oamenii cu inimă, cu suflet, cu minte așteaptă ca liderii politici să le spună clar ce vor să facă. Din păcate, acest lucru nu se spune. Batista Pițambal merge mersi înainte. Noi știm numai să construim verticala puterii. Nu ne gândim că o societate normală se dezvoltă pe orizontală, că nouă ne trebuie relația normală dintre cetățean și stat, pentru că cei pe care îi alegem sunt plătiți de cetățeni. Ei trăiesc pe impozitele noastre. Și în loc, ei sunt, de fapt, cei care trebuie să ne slujească pe noi cetățenii, nu invers. Ci mentalitatea asta cu verticală se bagă în capul oamenilor permanent și oamenii când ajung să vadă un șef, imediat încep să-l aduleze, să-l urmeze, să aștepte ceva de la el să le dea și nu au demnitatea aceasta de cetățeni să-și spună că, băi, e datoria voastră, v-am ales, voi face ca nouă să ne fie mai bine, ca bunăstarea poporului să crească și așa mai departe. Sigur că partidele politice din Republica Moldova sunt și ele supuse acestei mentalități ale verticale. Ultimul exemplu este această luptă absolut acerbă în jurul președinției. Eu vreau să vă întreb, dar cui îi trebuie acest post de președinte ales de tot poporul, care nu are prerogative? Pentru ce să-ți dorești să fii acolo dacă în Constituție scrie că nu ai decât de dat niște diplome, medalii și să primești scrisorile de acreditare de la ambasadori. Aici e și din a partidelor pro-europene, care ele cu mâna lor i-au dat președintelui Dodon împuterniciri suplimentare ca acesta. Acum să ne spună că vrea Republică Prezidențială. Eu vreau să vă zic că sentimentul meu este că această clasă politică de astăzi, fără excepție, este una cu mentalitate verticală, nu orizontală, deci nu au o mentalitate. Membrii acestor partide, în opinia mea, nu au încă o mentalitate democratică cu adevărat și se rup toți acum la postul ăsta de președinte. Se știe că un rege este jucat de suita lui. Ei, ce suite au ei? Nu au nici tu program economic, nu au nici tu elite în jurul lor pe care lumea să le urmeze, nu au un mesaj clar ce vor să construiască, ce fel de stat, care e programul lor economic, care este direcția când o luăm, cât timp o să dureze, cât o să ne coste și cu ce o să ne alegem la urmă. Lucrurile acestea nu le veți auzi. Hibridizarea aceasta a vieții politice, sociale și economice a cuprins întreaga Moldova și noi, eu stau de aici și mă uit și mă crucesc când îi văd cum se certă pentru niște nimicuri, nu au empatie pentru omul simplu, unii pentru alții. Mă uit aici în Canada, văd că atunci când se fac dezbateri electorale și apar concurențe electorale în fața ecranelor, ei au un comportament extrem de civilizat. Ei nu se înjură, ei nu se numesc cu cuvinte urâte, ei nu vin să se acuze unii pe alții de cele mai grave crime. Nu sunt aroganți? Nu sunt aroganți deloc. La noi aroganța stă în capul mesei. Orice lider este arogant. El deja se uită la toți ceilalți ca la dușmani. Republica Moldova nu are vecini buni ca acum, nu e prietenă nici cu România, nici cu Ucraina, iar liderii politici sunt fiecare pe contul lui și nu are capacitatea de a-i asculta pe ceilalți. Și atunci, acum, dacă apari să susții pe unul sau pe altul, imediat vine echipa de troi care te acuză că ești cu putare sau cu putare. Eu aici vreau neapărat să vă spun un caz care este extrem de eloquent. Am un cunoscut care pe timpul lucra șeful unei agenții și vine juristul lui și îi aduce o hârtie
pe care scrie că, uite, aici agenția noastră nu a avut dreptate și a luat o decizie greșită. Rezoluția lui este, tu cu cine ții? Iar de la noi această chestie, tu cu cine ții, a devenit o sperietoare, a devenit o motivație de acțiune extraordinar de negativă și care nu ne lasă pe noi să fim oameni liberi, să discutăm civilizat unii cu alții, să ne auzim când la noi nu se aude ce spui, dar cu cine ții. Și dacă tu spui un lucru adevărat și îl critici pe cutare, înseamnă că ții cu celălalt și trebuie să-ți sară toată lumea în cap. Eu sunt total decepționată de felul politicienilor de azi de a discuta unii cu alții. Ei spun una, cred alta, fac a treia. Când ați văzut dumneavoastră ultima oară o emisiune televizată în care să vin 3-4 lideri politici să discute împreună cum văd ei perspectivele dezvoltării economice ale Republicii Moldova? Care o să fie programul lor? Ce cred ei că e bine? Ce cred ei că e rău? Să polemizeze unii cu alții? Ce vezi? Da, să zică, da, tu vezi așa, eu văd așa. Ca să nu mai zic că eu nu văd acum direcțiile economice ale Republicii Moldova, să zicem, am învățat la universitate, am predat doctrinele economice bazându-mă pe manualul lui Anton Karpinski. Anton Karpinski, fost profesor de la Iași, zice așa, doctrinele se împart, în fond ele formează un cerc, nu o linie de la stânga la dreapta, ci un cerc unde extremele se unesc. Păi este centrul care arată participare egală a statului și libertățile omului. După asta merg spre stânga, unde participarea, intervenția statului crește, unele spre dreapta, unde asistența statului trebuie să crească. Deci aici este diferența intervenționist-asistențială. Cu cât mai multe libertăți are omul, cu atât mai rapid se dezvoltă societatea. Cu cât mai mult intervine statul, cu atât mai puțin este perspectiva dezvoltării unei societăți. Păi la noi toată lumea este până la urmă, ca să nu zic ideal în stânga, este cum ar fi doctrina social-liberală, care are aspecte sociale când statul intervine în viața omului numai atunci când este nevoie. Aici fiecare se vede șef mare, el vrea să fie reprezentantul statului care pune mâna pe toată puterea. Și nu se gândește la faptul că nu are nicio șansă de dezvoltare economică un stat care nu are o doctrină economică și politică respectivă în funcție de direcția în care merge. Spune dar direct. Doamnă Mândăcanu, și atunci întrebarea firească, ce facem pentru că e... Clasa politică e cea pe care o avem. Alta nu avem. Da, din păcate, știți care e problema? Că atunci când ajungi lider politic și ajungi la anumite posturi, nu mai vine nimeni să spună adevărul. Și oamenii de obicei nu se ascultă unii pe alții. Ei încep să vă dau un exemplu cum e organizată viața de politică de aici, din Canada. Aici există partide federale care participă la nivel federal, la alegerile în Parlamentul din Ottawa. După asta sunt partide provinciale, că sunt 9 provincii care au partidele lor, care nu depind de partidul federal. Ele merg numai în cadrul provinciei, au alte partide acolo locale care luptă pentru a-și dezvolta teritoriile. Și sunt alegeri municipale, unde sunt alte partide care se ocupă concret, care se formează ad hoc la anumite alegeri, în jurul anumitor lideri. În sensul acesta, acest fel de orizontală al dezvoltării politice din Canada, el nu permite construcția unei verticale dure, când, de exemplu, președintele de partid de la Chișinău decide cine e primar în statul Cutare și în statul Cutare, sau în raionul Hâncești, cum a fost chestia care a displăcut total și ați văzut la ce a adus, inclusiv cu cazul deputatului Gațcan. Toate aceste lucruri
pot fi făcute numai în cazul voinței politice de a promova niște reforme extrem de dure, foarte rapide și foarte clare. Eu mă uit acum ce face Saakashvili și mie îmi place ce face el în Ucraina. Ceea ce face Republica Moldova nu iese nici de parte o politică de reformare. Și mi-aduc aminte de fraza lui Michel Onfray, care a zis: crearea unui singur diavol în ochii oamenilor este o barieră în calea progresului. Când s-a pornit toată lumea să zică: nu mai Plahotniuc e de vină pentru toate. Cu toate că cu Plahotniuc ei s-au ales și au ajuns în Parlament, au fost trei puteri, eu nu l-apăr deloc pe Plahotniuc pentru că nu l-am cunoscut personal, n-am avut nicio treabă cu Partidul Democrat, care, dar atunci când s-a făcut un singur dușman, asta a fost o mare greșeală. Nu poți, aici sunt pretențiile mele la partidele, așa zis, pro-europene. Acest jurământ al lor că nu vor face coaliție cu nimeni, cu cutare, cu care au intrat mai târziu în Parlament, a fost o chestie total greșită pentru care ei trebuie să-și ceară scuză. În Parlament toate partidele trebuie să comunice și să discute între ele. Nu te poți jura că n-ai să vorbești. Azi mâine te duci, dai mâna cu el, parcă nu s-a întâmplat nimic. Acum ăsta e rău, cu cine te duci? Cu celălalt? Până la urmă rămâi singur. Are Parlamentul din Republica Moldova acum posibilitatea să schimbe situația? Vedeți că din cauza politicii purtate de toate partidele astăzi parlamentare, Parlamentul nu mai are practic nicio valoare, stă numai președintele care trage sporele și asta nu e ok pentru democrație. De ce să nu se adune toate partidele care au o doctrină europeană, să zicem program pro-european, să se adune și să-și zică: băi, ne place, nu ne place, mergem înainte pentru că e o cauză care merită să fie susținută. Mergem toți spre Uniunea Europeană, mergem pe o cale democratică și facem reforme. Reforma justiției, nu în cuvinte, nu în lupta pentru procurorul general, care nu are niciun sens, ci schimbarea în esență, să nu se implice nimeni în procesul de luare a deciziei a judecătorilor. Acest lucru trebuie, zaconul și telefonul, cum a fost, așa au rămas. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Ce facem cu politica fiscală? Cum susținem micul business? Noi umblăm tot timpul. Noi mergem cu europeni, că ei o să ne dea credite. Nu, noi mergem cu rușii, rușii o să ne dea credite. Republica Moldova, dacă își zice stat, trebuie să lupte ca să aibă posibilitatea să trăiască bine, fără să umble cu mâna întinsă, nici în stânga, nici în dreapta. Dar să stabilească, noi mergem pe parcursul european, pentru că numai pe acest drum noi vom fi prieteni cu vecinii, vom trăi mai bine, vom putea să producem mult mai mult, creier avem, vom putea să arătăm oamenilor că suntem capabili să-i scoatem din această mizerie de sărăcie și de corupție care a fost până acum. Nu merge nicio reformă. Eu spuneam la începutul acestei emisiuni că în această perioadă de 3 decenii am tot oscilat între est și vest, iar după ce în 2014, de exemplu, am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iată că astăzi avem o guvernare la Chișinău în frunte cu Igor Dodon, care, din cât vedeți și dumneavoastră, încearcă cu Dodina Dinsul să ne readucă în sfera de influență a Moscovei, în, așa zis, în lumea euroasiatică a lui Putin. Acum, pentru că ați pomenit de acest aspect geopolitic, model de dezvoltare, vreau să faceți pentru telespectatori o diferență foarte clară între modelul occidental de dezvoltare și cel euroasiatic pe care îl promovează Federația Rusă. Aici este foarte clar, este sigur că așa cum spunea Churchill, că democrația nu este poate un sistem bun, dar omenirea încă nu a descoperit altul mai bun. După mine, democrația occidentală înseamnă drepturi și responsabilități. Atunci când tu îți folosești plenar drepturile, când nimeni nu îți îngrădește dreptul tău la business, la dezvoltare, la muncă, libertatea exprimării, libertatea adunărilor, toate libertățile pe care și le dorește un om normal, pe de altă parte, există un stat care știe să-ți protejeze aceste drepturi și care știe să-l pună la punct pe cel care încalcă legile. Sistemul euroasiatic este bazat pe verticală, șeful sau
cum se cheamă el, regele pe care și-l imaginează ei, liderul național, nu contează denumirea, e cel care decide și fără el nu se întâmplă nimic. Din păcate, mentalitatea aceasta de rob, mentalitatea aceasta de care era pe timpul sovietic, eu sunt șeful, tu ești prost, tu ești șeful, eu sunt prost, ea încă mai funcționează în Republica Moldova. Și anume această mentalitate plină de corupție, plină de interes, eu vreau să ajung șef pentru că eu acolo pot să fur, pot să împart, pot să-mi iau locuri bune, pot să-mi trimit copiii peste hotare, la învățături și așa mai departe și să nu plătesc impozite. Iată, aceasta este diferența. Pentru că sistemul economic, sistemul politic, sistemul social trebuie să fie transparent, clar și ușor de explicat. Politicienii noștri nu știu să vorbească normal cu oamenii. Ei vorbesc, se uită în gol și vorbesc cu fraze ca zone. Ei știu numai să toarne invectivi, toți în jurul țării, toți scumpărați și așa mai departe. Eu vreau să-i văd că vorbesc normal, că dacă omul încă nu este judecat, nimeni nu numește hoț, dar dacă l-ai numit hoț, demonstrează. Dacă nu poți demonstra, trebuie să fii tu supus procesului, pentru că nu e altfel cum. Așa se face în Occident. Nu, cel puțin în Uniunea Europeană, nu am auzit ca liderii unor partide la televizor să se bălăcărească așa cum o fac liderii noștri în stânga și în dreapta. Este extrem de neplăcut și, din păcate, oamenii de bine care pot să facă ceva pentru statul ăsta, nu văd pentru ei un loc. Calitatea politicienilor scade de la an la an. Oamenii de treabă, tinerii, să vedeți ce tineri avem noi aici în diasporă. Ei pleacă, ei nu-și văd viitorul acolo. Eu însă am răbdat cât am răbdat și am zis, băi, eu mi-am sacrificat tinerețea mea, mi-am sacrificat, eu în 2008 am venit, de pe timpul încă alte guvernări, mi-am sacrificat tinerețea, copilăria fiicilor, dar viitor nepoților nu-l mai sacrific, gata. Și am plecat și sunt mulțumită că am plecat, dar mă doare inima pentru Republica Moldova și eu văd câtă lume bună aici. Moldovenii când vin în Occident sunt alți oameni, ei plătesc impozite, respectă regulile, nu se bagă în cărdășii, nu umblă cu furatul, cel puțin eu nu am auzit de așa ceva. Când sunt acasă sunt alți oameni. De aceea eu cred că această stare de spirit, dacă va mai domina și va domni, Republica Moldova inerent va aluneca spre spațiul euroasiatic. Nu are șanse. Aici am eu multe de spus. Lipsurile principale, ca că vreau să vă spun, lipsește o doctrină clară de dezvoltare economică și socială și politică a Republicii Moldova. Lipsește gândirea strategică. Nimeni din șef, din lideri nu ne spune astăzi ce vrea să facă strategic în 10, 15, 20 de ani. Toți vorbesc numai acum, se gândesc la campanie electorală imediată și după noi pe top. Asta nu este bine, este lipsă de echipe calificate. Nu sunt educați oameni, școala rămâne în urmă, sistemul medical rămâne în urmă și lipsa de empatie și comunicare civilizată. Dar eu, civilizarea societății este pur și simplu la un nivel de groază ce se întâmplă acolo. Eu mi-amintesc, prin 2017 realizam un interviu cu scriitorul Nicolae Dabija, vorbeam despre exact aceeași perioadă, anilor 90, și la un moment dat, vorbind despre idealurile acelei perioade, domnul Dabija a declarat la un moment dat: eu am impresia că astăzi cineva ne-a înlocuit poporul, deci această societate dintre Pruci-Nistru, pentru că, spunea domnul Dabija, nu mai recunoaște societatea care trăiește în acest spațiu dintre Nistru. Nu mai este acea societate care era în acea perioadă anilor 90, așa cum spunea, care avea exact un țel pe care îl urma cu fidelitate. Prin urmare, mă întreb, unde au dispărut acele tresăriri de conștiință, pentru că nu mai vedem acest lucru astăzi. Suntem permanent într-o rătăcire continuă, iar luminița de la capătul tunelului nu se prea vede.
Eu cred că noi suntem deliberat purtați pe drumul ăsta. Calitatea politicii, calitatea discursului politic scade. Nu există o putere acum, o elită intelectuală capabilă să promoveze valori în ochii oamenilor, chestii de educație, de iluminare, prosveșcenie, ceea ce spune în limba rusă. Pur și simplu nu există. Acum totul a devenit extrem de plat, hibrid, corupt și meschin. Acest lucru ia face ca să se spele creierii, pentru că elitele actuale în Rusia, în Republica Moldova și în mare parte bineînțeles, în Belarus și în celelalte republici ex-sovietice, ei nu au interes de oameni deștepți. Ei au interes ca elitele intelectuale să plece, să se spele, să rămână cei robii pe care ei pot să-i conducă, să rămână oameni care nu au carte, care eu mă uit chiar și la liderii de astăzi. Eu, ce să vă zic, este Octavian Țâcu unicul care are doctorat. Cu ceilalți, nu, eu nu spun că trebuie să fie toți liderii doctori sau cu Octavian Țâcu, pentru care doctoratul e cel mai bun, dar eu vreau să vă arăt nivelul intelectual al liderilor care nu i-au să discute despre o carte, despre istorie, să discute logic și informat, care să-i văd că pot deveni un reper moral pentru noi. Ei vorbesc, majoritatea lor, fie cu invective, fie cu vorbe șablon, care nu sunt interesante și cu un limbaj de lemn, pe care eu, cu experiența mea, de, să zicem, în domeniul comunicării, în domeniul jurnalismului și așa mai departe, eu mă plictisesc să-i ascult. Ei nu au un discurs interesant, uman, normal. Să spui în câteva cuvinte, uite, eu vreau asta, asta, asta. Eu pot să fac o coaliție, o grupare cu oricine cu care putem împreună construi. Ei fac coaliții numai cu cei cu cine pot distruge pe alții. Protiv că vă drujim, așa cum se spune. Și lucrul acesta nu poate să aibă rezultate frumoase. Scade treptat, treptat nivelul elitelor, scade nivelul de gândire, scade nivelul alegătorului, deși alegătorul național românesc, el fierbe încă, el simte, el vede că ceva nu e în regulă, dar el nu are lideri care să-i spună, uitați-vă care e drumul nostru, uitați-vă ce avem de făcut, uitați-vă cum o să facem și cu cine. Și să fie bun în Parlament toți cei care își zic pro-europeni și democrați, să vorbească democratic unii cu alții, să nu-și scoată ochii și să nu fie nimeni judecător. Nu judeca și nu vei fi judecat. Sau ai probe și intentezi un dosar sau cel puțin ajungi la un proces cu cineva măcar să demonstrezi că cineva e hoț, dar vorbește cu liderii politici care și ei sunt aleși de cineva și ei au în spatele lor un electorat și ei trebuie respectați, sunt toți cetățenii ai Republicii Moldova. Și trebuie să-i respectăm pe fiecare și pe cel care votează cu Dodon și pe cel care votează cu Șor și pe cel care votează cu Pascu, da? Cu celelalte partide care cu Partidul Democrat, cu Pro-Moldova, ei toți au un electorat în spatele lor. Pentru asta v-au ales să mergeți în Parlament, să discutați calm, liniștit și să stabiliți cum facem ca Republica Moldova să o ducă mai bine. Nu să transformați Parlamentul în bâlci, pe cine scoatem, pe cine punem și cum ne aranjăm noi lucrurile noastre și ne punem prietenii noștri la posturi călduțe. Asta dar aici, nu este ok. Dar aici societatea are un rol foarte important, practic cel mai important, pentru că anume societatea, așa cum scriam și astăzi pe rețelele sociale, este purtătorul, izvorul suveranității. Societatea trebuie să conștientizeze că ea este cea care poate responsabiliza un politician sau altul atunci când acesta calcă strâmb. Din păcate, această conștiință în societatea noastră este slab dezvoltată. Nu conștientizează oamenii câtă putere de fapt au în mâinile lor. Apropo, de că vorbeați și de intelectualitate.
cuplarea intelectualității la actul politic din Republica Moldova, implicarea intelectualității ar putea schimba cumva lucrurile, pentru că atunci, în anii 90, intelectualitatea a fost acel catalizator, motor al schimbărilor, al mișcării de eliberare națională. Mai poate astăzi intelectualitatea trezi societatea? Eu aș vrea să vă spun că societatea este o chestie prea generală. Revoluțiile întotdeauna le fac grupurile de minoritare. Noi am avut o clasă, n-am avut o clasă, de fapt, am avut o pătură intelectuală foarte așa activă în perioada de la restructurare încoace, dar acea clasă deja ei au îmbătrânit. Sunt care au deja o altă vârstă. Nu a venit nimeni în locul lor. Tinerii scriitori sau intelectuali sau pedagogi și așa mai departe, ei sunt produs deja al societății de astăzi, manipulate, atomizate, pline de griji cotidiene, de lupta cu sărăcia și așa mai departe. Acum nu poți să ceri ceea ce ai făcut înainte. Și când spune cineva că o să revenim la Uniunea Sovietică, de cândva, este imposibil. Nu este posibil. Noi suntem în secolul 21. Noi trebuie să ne adaptăm la cerințele timpului. Timpul astăzi decurge foarte repede. Tehnologiile moderne sunt extraordinar de dinamice. Noi avem acum tineri în jurul nostru care fac la calculator minuni care să ne pot schimba viața mâine la fiecare dintre noi. Nu mai pot sta tot pe aceleași idei, să vină intelectuali, să vină scriitori și așa mai departe. Acum societatea are mari probleme de rezolvat și eu mă tem că Republica Moldova de una singură nu are forța să rezolve ceva. Nu, dar noi are n-avem... ea forță intelectuală interioară, că dacă ar avea, noi am vedea-o. Înțelegeți? Acum vine unul că e susținut din Occident și o să ceară bani din Occident, altul că e susținut de ruși și o să ceară bani de la Putin, dar un program și o elită intelectuală care să spună noi suntem în stare să facem singuri ceva, noi nu avem. Deci aia după mine este unirea cu România, integrarea europeană este unica soluție pentru noi. Și pentru asta ar trebui să avem o elită care ne propune un program clar. Alegerea civilizațională este spre vest. Partenerul nostru și aliatul principal este România, mai este și vecin. Trebuie să avem vecini buni, să ne înțelegem cu Ucraina. N-am discutat aici pericolele care ne vin cu Transnistria. Că Transnistria e ținută aici de către ruși, de ce n-au recunoscut-o? Ei așteaptă să îi pună mâna pe toate pe Sarabia. Ei au armata acolo. Imediat revenim. Și contra Ucrainei și contra noastră. Imediat. Și contra României. Imediat revenim la subiectul transnistrean, dar noi astăzi mai avem alte două probleme majore. Una dintre ele ați punctat-o chiar dumneavoastră la început. Criza morală și identitară. Cum depășim aceste două mari probleme? Aici aș reaminti ceea ce spunea și regele Mihai. Spunea în majestatea sa că după democrație și libertate, cele mai importante lucruri de dobândit sunt demnitatea și identitatea. Noi, din păcate, încă suntem în căutarea identității și demnității. Dar dacă nu obținem aceste două lucruri, nu ne putem mișca înainte. Noi nu le putem obține din afară. Demnitatea sau ai sau nu ai, identitatea sau o simți sau nu o simți. Acest pământ, Basarabia, a fost deznaționalizat timp de sute de ani. Țineți cont de asta, că rușii când au venit au băgat limba rusă imediat. Ei nu ne-au dat școli, nu ne-au dat timp, n-au făcut cum fac ăștia din Quebec. Pentru noi ei veniți $450 pe lună ca să înveți franceza, ca să te poți încadra în societate. Noi ni s-a impus a doua zi și eu acum vorbesc rusă la fel de bine ca și limba română. Pentru că astea au fost condițiile. Ce condiții am creat noi în Republica Moldova când am devenit independenți ca rușii să învețe limba română? Eu asta țin minte foarte bine. Am votat contra Constituției pentru că era articolul 13.
Și le-am spus, nu ne puneți în afara legii pe cei care știm că vorbim română. În declarație de independență scrie că e limba română, nici până în ziua de azi nu s-au lămurit cu ei. Nu sunt lăsați oamenii să aibă identitate, pentru că dacă o să fie lăsați, o să vrei cu România. Asta este o politică de deznaționalizare care continuă și azi pe toate căile. Da, acum revenind la subiect... Identitatea națională, cu atât mai mult, cu atât mai mult. Și aici și România mai are de spus un cuvânt, are de spus un cuvânt Occidentul. Dacă noi vom obține, pentru că ei nu o să se implice să voteze pentru noi, dacă Republica Moldova, intelectualitatea sau elitele politice vor demonstra responsabilitate și putere morală ca să spună clar cetățeanului de rând, uite, o să ne fie greu, facem reforma cu tare, cu tare, o să răbdăm atâta timp, dar noi peste 5 sau peste 10 ani vom ajunge să fim un stat la nivelul, hai, nu zicem a Elveției, da? Măcar al Cehiei, al Poloniei, ca să demonstrăm că noi putem singuri să ne dezvoltăm economic și să arătăm că noi suntem demni. Eu sunt stăpân pe acest pământ. Știți cum e la noi? Au fost întotdeauna cu stăpânii în altă parte. De unde vin deciziile? Noi n-am avut experiența în luarea deciziilor. Și eu când mi-aduc aminte de mine însă în Parlament, Doamne, cât de lipsită de informații eram. Și încă atunci nu era chestia asta, când am fost în Parlament din 94 până în 2000. Nu exista chestia asta de vânzare, de cumpărare. Abia după ce am ieșit din Parlament am aflat că un singur amendament la buget de accize la bire costa 3.000 de dolari și erau persoane care luau banii ăștia că băgau acest amendament. Habar n-aveam. Nu eram informată și de foarte multe ori eram puși să luăm decizii în pofida voinței, pentru că așa au spus cu tare sau cu tare lideri de partid, care ei acolo se înțelegeau foarte bine. Aceste sume de 3.000 de dolari sunt foarte mici comparativ cu sumele vehiculate astăzi pe piața valutară a deputaților. Atunci asta pentru noi părea, salariul meu era 100 de dolari de parlamentar atunci. Asta era nimica toată, acum să-i spui cuiva, o să râdă cum eram atunci. Dar cum am intrat într-un apartament de cooperativă în 90, nu eram parlamentar. Eu așa am ieșit în 2000, în același apartament de 39 de metri. Nu m-am gândit, nu m-am priceput să scriu cereri și să mă duc și să obțin ceva. Că m-am gândit că sunt alții de la țară care o duc mai greu, ca pe urmă să aflu și cu tare are al doilea, al treilea, și cu tare, și cu tare. Eu n-am știut de lucrurile astea. Și cât poate și în Parlamentul de astăzi sunt din ăștia ca mine, care mai cred că liderii lor de partid îi duc pe un drum drept și îi votează cu ei. Știți ce se întâmplă la noi? La noi, dacă ajungi lider de partid, nu te mai critică nimeni și nu-ți mai cere nimeni socoteală. Ei nu mai vorbesc cu tine de la egal la egal. Și asta este foarte rău. Eu vă dau un exemplu. Eu eram președintele Ligii Creștini Democrația Femeilor. Am introdus eu cu mâna mea în statut schimbarea cum președinte de partid nu poate să fie la cârma partidului mai mult de două termene. Și eu personal, când am mers pe listele acestor alianțe electorale cu care am mers de două ori în partid, am avut în primul caz, era doamna Lidia Istrati, președinte, și am mers prin vot secret cu toții, inclusiv ea, inclusiv eu. Și a doua oară, când eram în 98 lideri de partid, am organizat vot secret în cadrul partidului, care este ordinea listei oamenilor care vor trece în Parlament. Înțelegi? Nu m-am temut. Și liderii în partid s-au ales pe bază de alternativă și nu m-am temut. S-a votat secret și odată și a doua oară. Înțelegeți? Așa că eu am, cum să vă zic eu, aceste lucruri nu se mai țin cont de ele. Arătați-mi măcar un șef de partid astăzi care merge la alegeri închise cu vot secret în propriul partid la președinție, dar fără manipulări și fără lupte hibride. Așa ceva nu o să vedeți. Acest lucru este peste tot în societate. Așa că eu nu știu ce să vă spun astăzi, ce perspective avem noi. Eu sunt decepționată și aș vrea foarte mult ca în conjunctura actuală, când Putin, după această decizie a lui mizerabilă,
ce s-a întâmplat pe 1 aprilie, când și-a pus coroana pe totdeauna, să îl aducă la un moment dat, în următorii un an, doi, după cum se prezice, la cădere și atunci o să ne fie și nouă mai ușor. Până stăm noi cu acest capac în cap, ușor nu o să ne fie. Doamna și Mândecanu, vă zic eu ce stai. Da, vreau, da, tocmai în acest context voiam să vă întreb ce riscuri iată în acest moment planează de securitate asupra Republicii Moldova în condițiile în care Ucraina duce un război deschis cu Federația Rusă, care are militari pe teritoriul ucrainean, în condițiile în care și noi avem un teritoriu necontrolat în stânga Nistrului, 11% practic din teritoriul nostru suveran, acolo unde există și o armată de ocupație. Igor Dodon, de exemplu, încearcă să ne convingă că Federația Rusă este un partener strategic al Republicii Moldova, un prieten. Nu mai are interes să meschine Rusia aici, în Republica Moldova, în acest teritoriu? Și dumneavoastră îmi ziceți că Rusia controlează Transnistria. Rusia controlează totul. Din păcate. Nu vedeți? Noi avem rezoluția ONU privind ilegalitatea aflării armatei a 14 rusești și rezoluția de scoatere a acestei armate. Rusia însăși, în 99, la sta Istanbul, a promis să scoată armatele. Când s-au mai ținut ăștia de cuvânt? Ei controlează totul. Ei au oamenii lor, sunt convinsă. Nu am dovezi, dar eu vă zic. Rusia controlează, a controlat și controlează totul. Acum, ce se întâmplă în Republica Moldova, să nu credeți că e de flori de cuc. Se destabilizează situația, se pregătesc niște acțiuni și să vă așteptați că noi o să fim puși în situația în care va trebui ca Republica Moldova să decidă că ea se unește deja cu noua configurație pe care și-o construiește înspre toamnă, spre asta merge. Și o să vă zic ce pericole mai sunt. Să vedeți cu votul diasporii. O să fie redusă diaspora din vest la tăcere și o să se deschide sute de secții de vot în Rusia. Că acolo sunt 3-400 de moldoveni și acolo ăștia au mare experiență la organizarea votului fals. Uitați-vă ce s-a întâmplat acum cu tot votul ăsta. Eu urmăresc cu mare atenție. Să vedem ce o să întâmple acum cu Lukashenko în august, să vedem ce o să întâmple mai departe cu Putin, dar dacă acum Parlamentul actual nu încetează să participe la această acțiune destructivă de destabilizare a situației economice, politice și sociale în Republica Moldova, noi o să ne pomenim să fim iarăși o guvernie rusească, așa cum a fost an la rând. Pentru că spre asta merg lucrurile. Eu de aceea spuneam că atunci când tu ai partidii europene, 56 de voturi în Parlament, îți deputați cu opțiuni pro-europene. Și ei acum sunt minoritate. Eu nu înțeleg lucrul ăsta, categoric nu îl înțeleg. Și eu cred că asta e responsabilitatea celor care își zic pro-europeni să se așeze toți împreună și să ia decizia despre reformele de care are nevoie acest stat. Acest nu stat astăzi are nevoie de un alt guvern sau nu? Păi ei pot să o scoată a doua zi, sunt 56. Pavel Filip, țin minte când ne-am întâlnit în 2016 cu... eram un grup de experți aleși de diasporă și a fost organizată, nouă mi s-a spus că întâmplător, cred că a fost organizată și au fost la o întâlnire de un timp. Atunci am discutat și i-am pus câteva întrebări, în loc de 10 minute a stat cu noi o oră. Am discutat despre istoria din Singapore, Lee Kuan Yew, am văzut că este informat și l-am întrebat. El atunci promitea, era prim-ministru și promitea. O să propunem introducerea limbii române în Constituție. O să introducem direcția europeană în Constituție, parcursul european. Și l-am întrebat, dar dumneavoastră o să fiți capabil să introduceți aceste lucruri în Constituție, să faceți schimbările astea? Da, mi-a spus, a promis. Și iată poftim cu ce s-a ales și acum eu nu știu ce direcții are PD-ul, că s-a rupt în două, că poate nu s-a rupt, dar poate echip de luat toți 30 și de readus la programul lor pro-european și cu ajutorul lor să oprim această molimă. Pentru că nu Plăhutniuc sau Dodon e problema Moldova, ci alegerea civilizațională, direcția noastră, spre est sau spre vest. Scoateți odată Batista de pe țambal și spuneți lucrurilor pe nume. Nu este bine așa.
jumătate din pro-europeni declarați în programul politic se duc cu rușii, alții care erau acolo s-au împrăștiat și s-au băgat, s-au împărțit între ei și luptă între ei pentru postul de președinte și asta nu este ok. Oricare din lider are acum șanse mai mari să devină președinte, lăsați certurile astea, vrea să fie unul sau altul, să fie, dar toți împreună să aibă un plan clar ce vor să facă, unde să meargă, cum vor obține acest lucru, cu ce forță, să înțeleagă între ei acolo și să vină cu un vot concret, să vină tot Parlamentul, vine Chicu să spună ceva, să îi votați și dați lui răspundere, să dați în jos și cum e altul. Voi decideți, voi aveți responsabilitatea voastră în fața electoratului căruia i-ați promis integrare europeană. Faceți ceea ce ați promis. Da, aici trebuie să... Aici trebuie să ne amintim de ceea ce spunea la 1918 Alexandru Marghiloman, doamnă Mândăcanu, spunea în felul următor după unire, că elita basarabeană a ales în loc să conducă un stat, să slujească o națiune. Prin urmare, să fim optimiști că se vor găsi politicieni la Chișinău care vor alege să slujească cauzei noastre comune naționale de orientare spre vest, spre România. Să sperăm, eu vreau numai să zic că eu aș cere și jurnaliștilor de la toate posturile să fie mai aproape de meserie, să nu facă slujbi așa cum se întâmplă acum. Aș vrea să văd dezbateri în care participă purtătorii diferitelor opinii, la care să vină un expert independent cu adevărat, care să-și spună opiniile lui, dar societatea să fie capabilă ea însă și să tragă concluziile respective și să le ceară aleșilor să-și facă datoria. Și la nivel local, și la nivel central, oriunde, pentru că noi îi alegem ca ei să facă ceea ce au promis. Pentru asta i-am votat. Și când ei ajung să facă, să spună una, să promită una, și când ajung acolo să facă alta și nici măcar să nu-și ceară scuze, eu consider că aici societatea trebuie să-și, cum să vă zic eu, să-și bea paharul. Pentru că voi ați ales, voi purtați răspundere pentru ei. Da. Cereți lor să facă ceea ce au promis și totul va fi bine. Doamna Mândăcanu, din păcate, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat prea repede. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă urez multă sănătate. Sper că ne mai revedem, ne mai reauzim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu vă dau întâlnire deja săptămâna viitoare, până atunci în sfârșit de săptămână reușiți și iarăși nu uitați, fiți responsabili, aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur. La revedere!